De luni 2 martie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat campania de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2020. Cererile unice de plată se vor depune la centrele județene locale APIA până la data de 15 mai 2020. Fermierii vor depune o singură cerere unică de plată, chiar dacă utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Ca în fiecare an, APIA va fi alături de fermieri pe tot parcursul campaniei și va acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene. Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererilor în campania 2020, fermierii sunt rugați să se prezinte la data și ora la care au fost programați conform invitației primite.